Pe bulevardul Mareșal Averescu, în zona stadionului Gloria, se lucrează de câteva zile pentru a fi create noi locuri de parcare prin micșorarea trotuarelor, o metodă ce a fost aplicată în mai multe zone ale orașului Buzău. Astfel, în câteva zile, se va încheia întreaga lucrare începută în primăvara acestui an, cu intervenții la intersecția cu bulevardul Unirii. La acest moment, în urma comenzilor lansate de Primăria Municipiului Buzău, Urbiserv execută lucrări de asfaltare pe zona Mareșal Averescu, bulevardul stadionului. E vorba de finalizarea acelei lucrări pentru amenajarea parcărilor laterale în SPIC. Totodată s-au finalizat lucrările pe partea de carosabil pe strada Locotenent Godeanu și acum se lucrează la partea de borduri și partea de amenajare a acelei zone în Parcul Sfinții Îngeri, unde au fost demolate chioșcurile acelor comercianți și acolo terenul trebuie readus la statutul inițial în zona de înierbat și amenajată întreaga zonă. În câteva zile va începe și reamenajarea zonei de parcări de pe strada Independenței, urmarea evacuării comercianților de pe trotuar, dar și în paralel cu noi măsuri pentru negustorii care își lasă aici dubițele cu marfă. La finalul săptămânii acestea să începem lucrările de asfaltare pe strada Independenței, unde va fi amenajată și noua parcare pentru piața centrală. Parcarea de pe Independenței va fi tot în SPIC sau... Nu, la acest moment executăm unele măsurători pentru că dorim să sistematizăm un pic zona și să găsim o soluție și pentru accesul celor care vor să aprovizioneze piața centrală cu marfă. Parcarea acolo va fi în zona liceului Eminescu, nu? Între zona intersecției cu Ostrovului și până în zona liceului Eminescu. Încă de la preluarea mandatelor, responsabilii din Palatul Comunal au anunțat că anul acesta, din cauza fondurilor insuficiente, nu vor mai putea fi realizate investiții mari în infrastructura stradală din municipiul Buzău.